Aflat la București la cursurile pentru licența pro? Dorin Goian a făcut o pauză joi pentru a-și sărbători acasă cea de-a 39-a aniversare. Chiar dacă în presa au apărut știri care îl dau drept succesor al lui Mihai Teja pe banca grupării de Liga 1 Poliaș, fostul mare internațional al României a ținut să dezmintă aceste zvonuri. Este clar că aș dori să fac pasul la un nivel superior în ceea ce privește cariera mea de antrenor, însă n-am vorbit cu nimeni de la Poliaș pe această temă. Eu sunt cu gândul la Bucovina Rădăuți, echipa cu care mă aflu sub contract, a spus Dorin Goian. Bucovina Rădăuți a terminat turul campionatului Ligia 3 -a pe poziția a 4 -a, după Aerostar Bacău, Foresta și Ceahlăul Piatra Neamț.